Instituția prezidențială a prezentat conceptul Tribunalului Anticorupție, care urmează să fie creat în Republica Moldova pentru a accelera lupta împotriva acestui fenomen. Instanța va avea cel mult 15 judecători care vor fi selectați prin concurs. Experții în domeniu pun însă la îndoială eficiența acestei instituții. Instanța anticorupție urmează să fie creată pentru a accelera examinarea dosarelor complexe de corupție, dar și pentru a asigura calitatea judecării acestora. Dosarele aflate deja pe rol vor fi transferate la judecătorie specializată. În competența judecătoriei vor fi toate cauzele de la Procuratura Anticorupție și toate contestațiile pe actele Autorității Naționale de Integritate, inclusiv cererile de confirmare a averii nejustificate. Legalitatea actelor ANI și cererile de confiscare a averii nejustificate în folosul statului vor fi examinate într-o singură procedură de judecătorie anticorupție prin derogare de la prevederile actuale. Judecătorii specializați care vor examina aceste dosare vor fi selectați prin concurs de către Consiliul Superior al Magistraturii, iar printre criteriile de selecție sunt experiența și reputația ireproșabilă. Judecătorii în instanța anticorupție vor avea salariul aproximativ de cel al unui judecător de la Curtea Supremă după reformă. Ca garanții suplimentare, judecătorii vor beneficia de pază de stat, la solicitare și locuințe de serviciu pentru cei din afara Chișinăului, se arată în comunicatul președinției. Experții în domeniul justiției pun la îndoială eficiența acestei instituții și spun că ar trebui luate în calcul probleme cu care se confruntă acum sistemul de justiție. Crearea unor tribunale anticorupție este o inițiativă care dă bine la public, dar care în realitate ridică mai multe semne de întrebare, atât din perspectiva dimensiunii cost-eficiență, cât și din perspectiva independenței justiției. Trebuie să înțelegem că în cadrul acestor entități distribuirea aleatorie a dosarelor va fi una iluzorie. Ținând cont că la ora actuală există un deficit de candidați pentru Curtea Supremă de Justiție și aceeași problemă s-ar putea înregistra și în cazul acestui tribunal. O a doua provocare ține de dosarele care vor ajunge pe masa acestei instituții în condițiile în care, din păcate, calitatea investigațiilor derulate de către Procuratura Anticorupție a fost una destul de deficitară. Conceptul este la etapa inițială, consultarea publică. Oricine poate veni cu propuneri și recomandări până pe 23 iunie. După aceea, proiectul urmează să fie înaintat Parlamentului. Noua instanță își va putea începe activitatea doar după ce vor fi numiți cel puțin 4 judecători.